Cazania Duminicii Slăbănogului. Despre pedeapsa păcatului. Frați creștini, oare numai unul era păcatul slăbănogului din Evanghelia de astăzi sau mai multe? Și, de era unul, oare ce fel de păcat era acesta? Când zice Sfântul Evanghelist, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Ioan, capitolul 5, versetul 14. Înseamnă că slăbănogul a fost pedepsit 38 de ani pentru păcatele lui. Dar care erau păcatele lui, evanghelistul nu ne-a spus. Ca să înțelegem că nu numai pentru păcatele pe care le-a făcut slăbănogul, ci și pentru orice alt păcat, Dumnezeu pedepsește pe păcătosul care nu se pocăiește. Când vom socoti că nici înger, nici om n-a putut să vindece rana celui dintâi păcat al celor doi strămoși, când vom socoti că pentru iertarea păcatului a fost nevoie de dumnezeiasca pogorâre și întrupare a Fiului lui Dumnezeu, cu patimile, crucea, sângele și moartea sa, atunci vom cunoaște cu adevărat cât de mare este greutatea păcatului. Numai sângele Fiului lui Dumnezeu a putut să unească iarăși pe om cu Dumnezeu. Și numai puterea și harul acestui neprețuit sânge care se varsă până astăzi la altarele bisericii ne curățește pe noi de păcate, precum zice Ioan Evanghelistul. Și sângele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește pe noi de orice păcat. 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Cu cât cercetezi mai mult despre dătătorul legii, despre lege și despre călcarea legii, cu atât mai mult înțelegi cât de rău este păcatul. Dătătorul legii este acela care dintr-o neființă a făcut cerul, pământul, marea și toate cele dintrânsele. Acela, luând țărână din pământ, a zidit pe om. A suflat în fața lui suflare de viață, l-a făcut pe el după chipul său. L-a pus în raiul desfătării, l-a așezat domn și împărat tot pământul și a supus toate sub picioarele lui. Și tot acela, pentru mântuirea sufletului omului ce a greșit, s-a pogorât pe pământ, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. A pătimit ca un vinovat și a murit răstignit pe lemnul crucii. Dădătorul legii noastre creștinești este acela căruia îi slujesc îngerii. Se înfricoșează de el stihirile și tremură demonii. Acela este dădătorul legii noastre, care numai prin cuvânt preface cerul și pământul, cele de sub pământ și toate cele văzute și cele nevăzute. Dădătorul legii creștinești este Dumnezeu, judecătorul cel prea drept și prea milostiv, care făgăduiește împărăția veșnică tuturor celor ce păzesc legea lui și chinurile veșnice celor ce o calcă. Iar legea creștinească, pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, este întru totul prefolosul lor. Ea este făclie și lumină, cum ne spune Sfânta Scriptură când zice: făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Ca o făclie luminează mintea omului, ca să viețuiască bine și ca o lumină îl povățuiește pe om în calea mântuirii. Deci iată, ce dobândesc în lumea aceasta, trecătoare, cei ce păzesc poruncile legii lui Dumnezeu. Și cât de mult păgubesc cei ce nesocotesc legea lui. La cine are lumea evlavie și în cine încredere? În tâlhari și în răpitori? Sau în cei ce păzesc dreptatea și nu râvnesc la bunurile altora? Cui îți poți încredința argintul tău? Tâlharilor, ucigașilor și martorilor mincinoși? Sau celor ce nu fac rău nimănui, celor ce fac bine aproape lui lor și urăsc minciuna? Pe cine lăudăm? Pe omul care ne socotește și ocărăște pe părinții lui sau pe acela care cinstește pe tatăl său și pe mama sa? Toată lumea, frați creștini, cinstește pe păzitorii poruncilor lui Dumnezeu. Îi laudă, îi împrumută și îi ajută. Iar pe călcătorii legii, pe păcătoși, îi nesocotește și fuge de dânsii. Deci oamenii cei îmbunătățiți, oamenii cei buni, au în lumea aceasta cinstea și prețuirea semenilor lor, ca o arvună a răsplătirii ceva să fie.
iar după această viață trecătoare îi așteaptă bucuria cea negrăită, lumina cea neînserată, împărăția cerurilor și viața cea veșnică. După cuvântul Domnului care a zis, de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Matei, capitolul 19, versetul 17. Dumnezeu a întocmit toate poruncile sale din legea creștinească pe temelia nețărmuitei sale iubiri față de oameni, socotind că împlinirea poruncilor legii este iubirea. În chipul acesta, legea creștinească este nu numai folositoare, ci și ușoară, după cum ne încredințează însuși Domnul Hristos, când zice, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Matei, capitolul 11, versetul 30. Într-adevăr, ce greutate sau ce sarcină are porunca dragostei? Când se va săti și se va înrădăcina în inima noastră acest cuget al dragostei, dat de Dumnezeu, el va rodi în sufletele noastre bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea și alte fapte bune. Deci legea creștinească a lui Dumnezeu este folositoare în viața aceasta și mântuitoare în cea viitoare. Ascultați acum cine este călcătorul legii creștinești. Călcătorul legii creștinești este cel nesocotit, este păcătosul. Și fiindcă defăimarea legii creștinești se ridică până la însuși dătătorul legii, cel ce păcătuiește defăimează cu adevărat pe Dumnezeu. Deci, omule păcătos, tu cel zidit, îndrăznești împotriva ziditorului tău? Îndrăznești împotriva mântuitorului tău? Îndrăznești împotriva judecătorului tău? De aceea, pe bună dreptate, se mânie Dumnezeu atât de mult asupra păcătoșilor și pedepsește cu atâta asprime pe cei ce păcătuiesc, împlinindu-se cuvântul prorocesc care spune, cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său. Psalmi 38, versetele 14-15. Dar se vor întreba unii creștini, de ce mulți păcătoși nu numai că nu primesc nicio pedeapsă în viața aceasta, ci trăiesc chiar mai bine și cu mult spor? Aceeași întrebare frământa și pe marele proroc Ieremia, care nedumerit zicea, pentru ce calea necredincioșilor este cu izbândă și pentru ce toți călcătorii de lege sunt în fericire? Ieremia, capitolul 12, versetul 1. Dar tot el și-a dezlegat nedumerirea zicând, tu ești aproape numai de buzele lor, iar de inima lor ești departe. Ieremia, capitolul 12, versetul 2. Buzele gurii lor însemnând bunătățile cele vremelnice, pe care Dumnezeu le îngăduie lor, iar inima lor însemnând bunătățile cele veșnice, de care păcătoșii sunt departe, din cauza păcatelor lor. Iubitorul de Dumnezeu, apostolul Pavel, mustră cu asprime pe păcătosul care nu este pedepsit de Dumnezeu, ca pe un defăimător al bunătății și al răbdării lui Dumnezeu, care nu vrea să înțeleagă că prin această bunătate Dumnezeu îl cheamă la pocăință. Deci, dacă unii păcătoși rămân nepedepsiți în lumea aceasta, se datorează bunătății lui Dumnezeu, care îi cheamă la pocăință. Dar vai lor, de li se va împietri inima și nu se vor pocăi. Fiindcă Dumnezeu este prea drept, fără îndoială, el pedepsește deopotrivă pe toți călcătorii poruncilor legii lui. Dar de vreme ce suntem chemați să trăim nu numai o viață, ci două, una vremelnică aici pe pământ și alta veșnică dincolo de mormânt, pentru aceasta Dumnezeu îi pedepsește în viața aceasta, pe aceia care au greșeli mai ușoare, ca văzând noi pedeapsa și temându-ne de mânia și urgia cea dreaptă a lui Dumnezeu, să fugim de păcat. Pe cei ce păcătuiesc mai greu, având păcate mai grele, îi lasă nepedepsiți pentru ziua judecății, în care își vor primi pedeapsa meritată. Deci, creștine, după sfatul psalmistului, nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Psalmul 36, versetele 1-2. Ci urmează cu credincioșie legii lui Dumnezeu și te bucură,
de împlinirea poruncilor lui. Pentru că, după cuvintele aceluiași psalmist, dreptilor le este dat să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 67, versetul 3. Iar dacă tu însuți păcătuiești și nu ai luat încă nicio pedeapsă de la Dumnezeu, să știi că ești așteptat de bunătatea, blândețea și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, care te cheamă în fiecare zi, zicându-ți: vino, pocăiește-te, iar de va rămâne inima ta împietrită și nu te vei pocăi, este vai de tine, căci îți aduni asupra ta mânia lui Dumnezeu în ziua dreptei judecăți. Pentru nepocăința ta, Dumnezeu nu te pedepsește cu pedeapsă vremelnică în această viață, ci îți pregătește pedeapsă veșnică în viața viitoare. Fraților, osânda pentru păcat poate fi amânată, dar nu vom scăpa de ea. De nu vom fi pedepsiți în viața aceasta vremelnică, vom fi pedepsiți pe urmă, cu pedeapsa veșnică. Așadar, ce se cuvine să facem? Să îndrăznim și să nu deznădăjduim, pentru că avem mare nădejde și mare scăpare în nemărginita milostivire a lui Dumnezeu către cei ce se pocăiesc. Prin pocăință și mărturisirea păcatelor nu scăpăm numai de osânda păcatului, ci dobândim și iertarea păcatelor, cum ne încredințează psalmistul zicând: păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisam, mărturisi voi fără de legea mea Domnului. Și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Psalmul 31, versetele 5-6. Așa ajută, Doamne, și nouă păcătoșilor la vremea pocăinței noastre. Amin.